my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Now I gotta ride or die. Vezi că mă simt ca la Brawl Stars, ești nebun, avem deja 5.000 de like-uri și nici n-am dat drumul bine la live, bă, băiatule, bă. Bună dimineața sau salutare sau de fapt bună dimineața, nu cred că este din simplu fapt că e ora 12 și 4 minute, cred că a trecut de ora 12 și de dimineață, nu cred, nu știu, zic și eu. Salutare și bine v-am găsit la un nou live, un live în care o să deschidem Brawl Pass-ul de pe contul secundar, la care nu am muncit cei drept foarte, foarte mult. Sunt obosit, ce e drept, sunt obosit din simplu fapt că vă spun că am filmat ieri 5 episoade. Deci 5 episoade, de asta nu am făcut live absolut deloc nici pe Trovo și nici pe YouTube. Am luat o zi pauză de la YouTube doar
Disciplul Fab de a filma 5 episoade pe care o să le vedeți zilele următoare. Și nu pot să vă spun decât că diseară la ora 7, la ora 19, dacă cumva YouTube-ul nu vă trimite notificare și nu o să vă apară, intrați pe canal și dați refresh în continuu, că la ora 7 o să vedeți ceva super tare. Nu am voie să vă spun cu ce și ce o să fie, dar la ora 7 să fiți pe canal ca să vă uitați, ok? De asta am și făcut live, pentru că după aceea probabil nu mai aveam când să mai fac live. Nu știm o dată exactă a update-ului când o să vină. Sigur, lucru pe care pot să îl spun este că joi, mi se pare că joi, da, că mai sunt 3 zile și încă câteva ore practic, joi se resetează shop-ul, doamne, Power League-ul. De joi se resetează Power League-ul, ceea ce înseamnă că ca să vină nouul sezon ar trebui să vină update-ul miercuri sau joi cel târziu, dar refuz să cred că o să vină joi din simplu fapt că joi se resetează Power League-ul sezonul. Am și un păr de leu, da, sigur trebuie să ajung neapărat să mă tund. Asta este, ce să și faci? N-ai ce să faci, stai să punem niște muzică. Ce faceți voi, cum sunteți? Mesiul pentru 5500. Nu uitați că la 10.000 de like-uri o să dăm drumul la opening. Ce drept e că nu așteptam să facem chiar atât de multe like-uri, gen dintr-o dată. Se pare că vacanța își spune cuvântul. Astăzi e prima zi oficială de vacanță? Sau... De ce nu-ți lași barbă? Pentru că nu îmi crește, brother. Uite, am lăsat-o, dar... E tot așa cu lipsă. Și dacă luați mustață, e doar pe aici, ești nebun. Ești jale. Deci asta este prima zi de vacanță, nu? Aveți o lună oficial de astăzi. Bine. Ați luat de vineri, dar nu se pune vineri sâmbătă duminică. Pentru că sâmbătă duminică și luna și de alta era liberă. Nu? Libere zile. Da. Sunt mega răgușit. Nu mă luați în considerare. O să încerc pe cât se poate de mult să fiu energic. Dar nu știu cât se poate de mult. Nu știu cât se poate de mult, bro. Se merită pe sub viitor, da. Da. Spun decât da. Atât. Restul vei decide tu diseară. Da, e jale. E jale nou brawler. Dezactivează modul lent. De ce, brother? Să vii tu ca pe Tarla să spamezi? Alin, mersi mult pentru membru. Te pup, brother. Mersi mult pentru membru. Avem 77 din 77. Bine, am îndeplinit găulul. E bine rău, brother. Hai să schimbăm și ram. Să schimbăm și... Nu, de fapt... Stați numai puțin să pun pe comunitate totuși, că e păcat. Pun pe comunitate live-ul și îi dăm drumul. Va veni pentru că trebuie să bage skin-ul pe Obit. Da. Trebuie neapărat. Ori miercuri, ori joi e posibil. Trebuie neapărat din simplu fapt că se resetează zilele. Adică se termină zilele de la Power League. Și dacă se termină zilele și update-ul nu vine, n-are logică. Dacă era Power League-ul și se reseta luni, era posibil să vină mult mai târziu. Mult mai târziu, gen luni și așa mai departe. Spune-mă, aici suntem live. Stai. Teo! Ia uite-l pe Teo, mă, mâncai aici cu... Teo, mersi mult pentru membru, brother. De ce ești atât de nebun? Nu e ca și cum ne cunoști. Stai așa, mă, brother, să-i dau și un mod. Stai, nu era moderator, nu era cu albastru. Nu apare cu albastru? Ia stai puțin să verific. Te pup, brother Teo, mersi mult pentru membru. Băi, ești prea nebun, nu e ca și cum suntem între noi și nu știi ce faci cu membrul ăla, adică și nu știi. Gata. Cred că acum apare, nu? Nu mai să scrii ceva pe chat. Să văd dacă chiar YouTube-ul face treaba. Numai puțin să pun și pe comunitate. Deci sunt în live chiar acum și deschidem box-ul, deschidem tot S-ul pe contul nou de la 0. Ok, punem linkul și e perfect. Deci nu uitați, de ce ești așa răgușit? Pentru că eram filmat 5 episoade, să rupt în gură. Elvis Levinte, mersi mult pentru membru, bine venit. Mama, e cam nasul aici cu Levinte. Nu știu pe ce să pui accent. Gata. Am pus asta aici. E perfect. Stai puțin, avem un atel la Gimi Marian. Te pup, brother Marian, o să las link-ul și la tine de la canal, brother. O să las, numai puțin ca să conectez și eu să joc aici. Ha, și s-a resetat și sezonul. Bă, stai puțin că s-a resetat sezonul, adevărat. Că astăzi e luni. Mersi mult încă o dată, Elvis. Stai ca să mă conectez aici. Nu le-a dat star points-uri? N-are cum. Uite, mie îmi dă star points-uri în timp real. Hold up să intru pe scena asta. Ok. Am un abonat. E bine, e casă.
Like-urile să le pun. Nu mai contează, pun direct ăsta. Să vedeți că îmi dăm timp real. Nu știi care e faza? Nu vă speriați, că o să vă vină și vouă star point-uri. Mamă, Psycho, ce te scot din club. La care mai dă invitații. Numai puțin. Deci cei care nu primiți, o să primiți și voi, dar mai târziu. Din simplu fapt că... efectiv va întârzia și nu se setează shop-ul. De fapt, Power League-ul la toți. Nu Power League-ul, mă. Sezonul. Nu Power League-ul, sezonul. Că Power League-ul n-are nicio legătură. În fine, hai să dăm collect. Deci 9310 star points-uri am primit. Pentru 40.700 ceva de trofee. Avem așa, stai să dau Duna Disturb, că e jale. Bun, pe shop. A, da, vedeți ceva, nu? Nu se putea ca să scap. Skinul ăsta nu se putea ca să-l scap, băieți. Era imposibil ca să-mi scape printre degete acest skin. Și de asta vă zic și vouă, nu uitați să aveți codul Mădălin pe shop pentru a participa în noul sezon, în sezonul 6, la Brawl Pass-uri, pentru că o să dăm câteva Brawl Pass-uri gratis. Deja ai băgat banul? 879 de gemuri, ne pregătim de sezon, sigur, sigur. Păi credeți că ne jucăm aici? Credeți că ne jucăm cu... De fapt, am băgat 950, să vă dați seama, investiție. Am băgat 950 de gemuri, dar am luat skin-ul pe El Primo. Și de restul o să cumpăr tot PES-ul. O să cumpăr tot PES-ul și gata. Da, știu că s-a resetat și sezonul și pe Clash Royale. În fine, uite, 3 locuri libere în club, ești nebun? Nu e rău. Nu e rău deloc. 30.000, nu știu ce să zic. Ce voiam să fac? A, să intru pe contul secundar. Pentru că ce credeți? A, încă o chestie, pentru că nu ne-am mai văzut de mult, nu? Ce face Mădălin la ora 3-4 noaptea? Fiți atent. A, am singur abonat. Firar! Nu poate să meargă și abonații ăștia cum vreau eu. Nu poate să meargă cum vreau. Nu merg. Dau refresh și nu merg. Pe lângă faptul că ce face Mădălin la ora 3-4 noaptea, și vă spun un secret. Dacă vreți să aveți parte de trofee sau de puncte la Power League, jucați pe cât se poate de mult. Deci am Diamond 3. Nu știu dacă o să mai încerc să mă duc mai sus de Diamond 3 sau o să las aici contul ăsta, habar n-am. Încercați pe cât se poate de mult. Pe cât sunt local? Știu că era pe 80 ceva de genul. Acum sunt pe 20, ok. Încercați pe cât se poate de mult să jucați noaptea. Dacă cumva n-aveți ce face cu viața voastră, jucați-vă noaptea. Pentru că nu știu cum, dar e posibil ca noaptea să doarmă mulți copii. Și să nu mai dai de nobleții ăia care n-au nicio treabă cu jocul și joacă pardaf. Bine, ce e drept că am prins câteva meciuri nasoale. Da, și asta e de la Brawl Ball de ieri. Am prins câteva meciuri nasoale cu nobleți, dar în mare parte a fost toată treaba gen cum trebuie. Uite aici, a fost ultimul meci cu doi ăștia, doi mitici. Dar pe cât se poate de mult, seara sau noaptea, dorm copilașii. Și e mult mai lejer și nu-ți faci nerf cu ei și nu joacă toți nobleții. Ceea ce e un lucru foarte bun. Ce a făcut Diamond 3 la ora 3 jumate noapte. Let's go. Ce face Mădălin cu viața lui. Bun. Stai să intru și pe contul secundar, că și acolo se resetează sezonul. Am făcut și aici 30.000 de trofee, să vă se resetează în timp real. Da, uite că și aici vine. E ok. Mie nu mi-a dat star points-uri. Brodere, nu primești star points-uri din două motive. Ori vine mai târziu sezonul și ți se resetează mai târziu sezonul, că nu se resetează la toți odată. Ori nu ai brawler de peste 500 de trofee și nu-ți dă star points-uri. Sau nu mai știu cât era, 500 sau 550, ceva de genul parcă. Bun, 5140 star points-uri și aici. Vedeți ceva ciudat la trofee? LOL? Mă, care erau șansele? Bă, dar nu mai scap odată, bă, de suma asta. Bă, deci n-ai cum așa ceva, mă. Deci n-ai cum așa ceva. Am avut 30.001, adică atâta am lăsat ieri. Bine, nu e diferență foarte mare de trofee cât m-a scăzut. Dar 30.001 am făcut și pe ăsta. Am promis că îl scot pe Rar Star ăsta la un moment dat și cred că mă voi ține de promisiune. Gravă de promisiune și o să scot mult mai mulți care mă disperă. Las link-ul aici de la Marian dacă doriți să-l susțineți și pe el cu un like și un subscribe. Lasă aici pe chat. Da, la ora 7 de seară. N-am voie să spun mai multe decât la ora 7, la ora 19 de seară, dacă YouTube-ul nu vă trimite notificări, să fiți cu ochii pe canal. Dați refresh
în continuu. Deci dați refresh în continuu pentru că o să ratați. Trebuie să fac, bă, nu vreau să las așa, mă, nu vreau să las așa. Vreau să joc, nu știu, ceva. Uite, vreau să joc colonelul Ruffs pe Brawl Ball. E simplu fapt că nu vreau să las cu 666 și intru pe contul secundar. 10.000 de like-uri. 10.000 de like-uri, dăm drumul la opening. Deci la 10.000 de like-uri, nu uitați că dăm drumul la opening pe contul secundar. Poate avem și un noroc. Mamă, o să mor aici. Da. Nu știu de ce am pus și gadget-ul. O să fie... nu știu, nu știu, n-am voie să spun, brade, nu mă întrebați mai multe. Decât ora 7 de seară, atât. Ora 19, ora 7 de seară. Să fiți la curent cu notificările. Atât. Notificările sau... sau să intrați voi pe canal. Bun, am mai spart acolo peretele, dar e nasol că e cioara asta. M-a nimerit acolo. Uite, mă, ce hituri dă. Bă, dacă vin și ăștia, mă, de la mine. Nu știu, mă credeți pe cuvânt că nu știu unde să mă duc. Nu știu în cine să dau și în cine să mă duc prima dată. Până dimineața s-a trezit Dulceața. Vezi că s-a trezit Dulceața cu mare somn și oboseală. Reușită să se dea gol aici, incredibil. De ce coperi PES-ul dacă nu-ți lipsește nimic? Cum adică? Cum adică, brother, la ce te referi? PES-ul din sezonul nou îl cumperi ca să ai brawler-ul nou, logic, nu? Uite, mă, ce mă nimeni ăla. E bine, Jim. Măresc cu lapte, mafia noastră. A, se iau și o boost-ul, sparg aici. Bine, bine acolo. Nu știu, mă place foarte mult colonelul Ruffs că... că poți să spargi pereții. E în regulă. Nice. Când mai vezi pe contul principal la push. Contul principal a pus și trebuie neapărat să joc cu persoane gen... asta așa, misiune. PM, Heal și Brawl Ball. Hai mă să le termin rapid, ești nebun. Pe contul mare joc la push, dar decât cu persoane pe care le cunosc, că e jale cu random. E jale jocul cu random. Ce cu atâția membrii? Nu știu nici eu de unde au venit. A venit Teo cu toți. O să vin Bibi aici. Era de așteptat. E regulă, nu ne agităm. O să dau acolo superul ca să spar peretele, pentru că stau și obolani acolo. Ia uite unde stă asta. Bă, nebunule. O să vine Dana mai cu să dea superul. Trebuie să avem grijă. Mamă, ce noblete, bă, Max. Bă, ce noblete ești, bă, Max. Uite așa ne luăm bătaie, mă, uite așa ne luăm bătaie. De zi, bă, fac că e prea prost, Max, și le dă mingea lor. Nu, nu știe să facă nimic, eu dă-i mingea. Oh my goodness, dude, e-s peste noi. E-s peste noi. Let's go, moare! Bă, dar de ce mă spawnează aici la perete în continuu? Mă, frate, dar zici că sunt blestemat? Deci zici că sunt blestemat, n-am văzut așa ceva. Mă spawnează în continuu la perete. Uite-te la Amber. Uite-te la Amber, bă, mâncaia-și gura ei. Doamne, bă, copile, n-ai nicio treabă, mâncate-și cu Amber.
Vă mai băteți și voi sau luați doar mingea așa, prostește? N-am ce să fac. N-am ce să fac. Da, e GG World Play, dude. Ce să mă joc cu ăștia, mă, ești nebun, că am bără să nu are nicio treabă, mă, ești nebun. Vai de capul meu, ești tare curios să fac câte trofeare. Sunt mega curios. Păcat, mă, păcat, mă, păcat de amber-ul aia, mă, păcat de amber-ul ăla când... Și vai de capul tău. Am auzit că toate skin-urile care o să vină o să coste în total 1039 de gemuri. Te înșele amarnic. Mr. God, mersi mult pentru membru, bine ai venit. O să vină un episod special în care am prezentat... am prezentat toate costurile skin-urilor. Dar te înșele amarnic la costuri. Nu pot să spun care sunt costurile... Ce-a făcut, m-a murit? Deci gândiți-vă, doar puțin, doar un lucru, bă, deci doar un lucru gândiți-vă. Joc la 500 de trofee. Joc la 500 de trofee. Nici nu vreau să-mi imaginez cum, ce s-ar întâmpla să joci cu random la trofeele, gen pe contul mare. Nici nu vreau să-mi imaginez, bratele. Bă, sunt extraordinar de slabi. Bă, sunt extraordinar de slabi. Deci sunt extraordinar de slab copii, bă, și n-ai ce să faci, mă, cu un colonel Raps. Nu poți să faci meciul, să faci diferența. În niciun caz. Deci în niciun caz nu poți să faci diferența cu colonel Raps. Se le sparg pereții la șobolani. Nice, bro, let's go. Numărul 1 și ăsta meu. Și chiar deja nu putem să le dăm gol. Ia fii atent că ăsta duc cu superul. Doamne! Doamne, nu vine să cred așa ceva. Se tot prinde acești jucători? Mersi mă pentru ație, brother, să citesc imediat. Ce pot să zic, mă? Ce pot să zic? Te bați cu pereții, mă? Doamne ferească, mă, Dumnezeu. Doamne ferească, mă. E clar, v-am... Exact. Dar vă, ce vă spuneam mai devreme? În primul rând, au luat vacanță. Nu știu dacă au luat și ei de afară, apar n-am. Au luat vacanță. În al doilea rând, jucați pe cât se poate de mult noaptea. Pentru că ziua... Te zic cu noaptea în cap să joace, ești nebun la cap. N-ai, mă, ce să faci, random-i e jale. E jale rău de tot. Mare, hai să ardem un mare like și subscribe aici. Vă pup, respect tuturor. Ia să vedem ce link ai mă dat, mă, Mariane. Puritina Dentalife este creat. Hai că Puritina Dentalife, tot de la Marian. Am cumpărat două skin-uri cu 250 de lei. Vă lasă aici nicu de la Marian un like sus. Mamă, e în bani rău de tot, Marian ăsta. Mariane, ai dat de vreo sumă de asta de bani forță rău de tort? Nu mergi mai trebuie, mă? Îmi spui și mie, brother, că am și eu nevoie. Nu degeaba, dar am băgat pentru pez, mai am nevoie de skinuri. De băgat pentru skinuri, gemuri. Și cine știe cât se poate de mult.
Ia ieși cineva. Nice. Stai că o să-l vadă. Oh, ok, ok, ok. O să dau aici superul ca să spar pereții. De fapt, bine mă, bravo mă, uite mă, un om care totuși nu mai dă cu pereții. E casă, dragon. Nu te cred, nu te cred că scapă ăla. Na, e ok, e GG. Altceva mă, altceva mă. Bine, probabil am avut și adversari slabi, să eu știu. Dă-i altceva, dude. Și mai am cu Pam Hill. Bă, da, pe Brawl Ball. M-a scăzut 2-4 fee sezonul? De ce? Atât de mult? Nici pe mine nu m-a scăzut atât de mult. Să nu mai zic că pe contul mare cred că m-a scăzut un 4 fee, dacă nu mă înșel. Cred că un 4 fee m-a scăzut, nimic mai mult. O să moară, o să moară, Jesse. Aproximativ. Let's go. Hai mă, slow down. La nina știu ce se întâmplă, lol. Ok. SK Gaming au câștigat finalele. Cum să câștige SK Gaming-ul? A câștigat, mi se pare, în Europa... Mai puțin. A câștigat AC, gen Milan, AC Milan Clash. Ia uite mă ce. Am crezut că dau acolo gol pe lângă perete. AC Milan a câștigat cu Guil VGX. Guil VGX Mr. Linane. Mr. Lane sau Linane. Mama, a făcut 55.000 de trofee, om. Insane, mă. E insane, om. 2000! Aoleo, stai mă că am HP de făcut, gen, am viață. 1000 de like-uri? Ok, las 10.000 de like-uri, o să dăm drumul să intru pe contul secundar. Când ai de făcut un... nu câștigi, când ai de dat damage, nu dai. Da, exact, uite, când am de heal de dat, nu dau. Ca naiba. Ține-l, 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 ține-l. Bravo, mă, bravo, mă, asta zic. Mamă, dar ce lăguit. Nu pot să dau heal pe mapa asta. Ca să dau heal trebuie să mă duc agresiv. A dat la gol, n-a dat. Cred că e o mapă de distanță, nu, știi ce trebuie să fac? Să intru pe Gemgrab, neapărat. Cine a dat jos fixarea? Oh, da, de fapt nu, o să schimb după aceea fixarea, din comentariu fixat. S-a așteptat, dar numai că o să vin peste el. Nu, bă! Mamă, ce l-am scăpat pe Byron. Că ești gura lui. Că ești gura lui Byron, dacă stau ăștia unul în altul, nu mai face nimic. Două paralele mai facem. Ce-mi dai, bă, heal, nebunule? Bă, dar pe cât se poate de mult, încercați și voi să... Să luați gemurile. A, de fapt mă lasă pe mine. Înțeles. A anunțat Dana, mai bă, nu vine să cred. Să tot ai parte de așa copii. Să tot n-am parte de așa copii, că ce drepte numai de genul ăsta am avut parte. Mă bat! Doamne, că a dat full auto-aim! Păreri?
De fapt, vezi că cred că i-a intrat botul, ești nebun? Sau ce se întâmplă? Ăsta a avut Byron, ăsta a avut Brock, 32.000 de trofee și a venit copilul ăsta cu 15.000 și a rupt auto-aimul și n-am mai putut să mai revin peste. Deci e incredibil așa, deci e incredibil așa. Bă, ce noroc de random am că îmi vine să mor, numai că m-am enervat rău de tot. M-am enervat rău de tot, de fapt trebuie să fii transpirat, ultimul câine trebuie să fii, că n-ai nicio treabă bă, n-au nicio treabă bă randomii ăștia mă. Joacă bine rău bărlei ăla, n-am ce să-i fac. Îți dea teleport. Eu vă star power-ul cu ăla de heal, nu te ajută, brother, nu te ajută așa de mult. Ăsta cu damage te ajută mult. Uite, hai să te mai dau două meciuri. Să dacă poți fac 650. Te ajută mult mai mult ăsta. Te ajută mult mai mult ăsta pentru a da damage și a pune acolo la perete ca să pui presiune pe ei. Cât avem? 1500? Ok, la 10 cavani scos să intre pe contul mare ca să dăm. Gen contul mare, contul mic. Numărul 1 jucătorii mei. Pune-mă și tot turetă, mă. Bravo, mă, ești nebun. Mă sărbată. Îți băgați la mijloc! Come on, man! Disperatul ăsta de bot, eu nu faci nimic și tu te duci să iei gemurile! Bun. Și încă unul cu siguranță nu mai joc cu Bog. Dar pe boss nu l-am avut, a, nu, nu, nu. Mi-am să zic că l-am avut și meciul trecut. Să băgați sezonul nou pe cărâ, da, știu, am văzut. Aoleo, suntem și underdog, bă, ce noroc. Bă, ce noroc, bă. Bravo, bravo, mă. Dă-i, dă-i, mă, mama, ai rupt auto-aimul, ai rupt copiii aia.
După ce e prost odată, mai e prost și a doua oară, astfel încât dă în același perete. N-am văzut așa ceva, n-am văzut așa ceva. Păi normal, frate, că suntem underdog, ești nebun. Ce să facă Nagato ăsta? Da, GG well played, asta a fost și meciul. Nu pot! Nu pot, man! Nu pot singur! Nu pot singur, man! Nu pot, mă! Dă-te, mă, sânge să te bat, mă! Dă-te, mă, sânge să te bat cu Frank-ul tău cu tot! Nagato, du-te și spânzură-te, man! Spânzură-te, mă, Nagato! Spânzură-te, tat! 15.000 de trofee are și el. Are și el 15 metri. A luat și el Bayern, se joacă cu Bayern, se distrează. E numărul 1. Vezi de alu pe Clash, e mișto că ai box în el și te vei reapuca de sezonul ăsta. Bă, nu știu dacă o să-l iau. Mamă, iară mare. Bă, Mariane, n-ai ce face cu banii, brother, ai nebunii la cap. Ține pentru PES, mă, frățiu, urmă. Magazinul rezolva în privat dacă accepti zâmbetă haiu. O suma apropiată de 15 ca să 500 lichezi aici. Ce zici? Putem mada? De... Așa că citesc pe aia donația că n-am înțeles ce a vrut să zică Carmen. Poate da ceva nasolă că da, da, e Dana mai aici. Hai mă frate, ne lăsăm pușați, come on Roza, dă superul ăla. O să-și ia bătaie. Bravo, mă! Bravo, bă, în sfârșit, mă, în sfârșit, iut. Bă, dar ce meciuri de... Da, GG. 21.000 are 1.200 de winuri. Ăla are 15.000 de winuri, ăsta are 6.200, ăsta are 9.000 de winuri. Bă, de tata, ce baftă am la random de n-am rezolvat. De n-am, nu știu ce să fac cu viața mea. Cu random-i lupește prăjimă de lună. Ne rezolvăm în privat dacă accepti. Cu sună apropiată de 15k și 500 de like-uri aici. Ce zici, putem, mă dă? Vă mai lăsați link-ul de la videoclip. De la videoclip, dacă doriți să-l ajutăm cu like și subscribe. Asta este. Ești prea nebun, mă, ești prea nebun, Mariane. Da, știu, am văzut că are 666 trofee perico. Bun, mai avem nevoie de încă 900 de like-uri. Intru și mă pregătesc pe contul secundar. Să vi-l prezint așa puțin. Era Romoroza Bărefus, să cred. Ah, lol, da. Am 90 de star points-uri și pe ăsta. Și mi l-a scăzut, parcă aveam 610 sau ceva de genul. E perfect. Pe shop, mama, expira codul, mă, dă-mi pe shop, bă, ești nebun. How is possible, tocmai mie. Bine, expiră odată la săptămâna, ieri îl aveam pe shop. Nu pot să cumpăr nici B-Box, nici Megabox, din păcate. Și am 011138.
Pentru Megabox mi-aș fi dorit, dar n-am de ce să fac. Oferte peste oferte și iar oferte și încă o ofertă. Iar PES-ul, cum am promis, e terminat complet. Complet terminat. Cu tot, cu Ronin Ruffs, cu 120 de iteme și absolut tot. Am Poco Gem Grab. Gem Grab de dat damage. Da, ok, hai să băgăm cu Poco. Până facem 10k, până una alta. Să te uiți când o să fie câștigător la Bounty, o să fie o mapă. Să fie mapa mea, să vezi ce am făcut. Păi, de unde știi că câștigă mapa ta? E întrebarea mea. Îți dau damage. Ah, m-am apropiat de Sherry. Nice. Ia mă, Dilara! Fior mama ta să fie de râs! Vai de capul meu! Ștefan numărul 1 și Ștefan. Da, de ce am baftă, bă, numai de ăștia, mă, numai de invalizi din ăștia, mă. Uite-te la Ștefan. Mă, cred că mai e și român. Uite-te la Ștefan, mă, că aia și gura lui. Ștefan, idiot! Mi s-a dus să ia gemuri, mă. O să mor. Și fii atent, uite-te la... Și eu care credeam că străinii sunt slabi. Și eu care credeam că străinii sunt la mâncați aici, băiat. Vine Ștefan și... și spargem gura pe toți. Am făcut o greșeală, puteam să câștigă meciul, dar trebuia să stau eu mai calm și nu trebuia să mă fi dus pe gemurile alea. Hai că da. Tu cu un cap pe un brawler și el pe tot contul. Numărul 1, Ștefan. Hai mă că vă dau heal aici, mă nebunilor. Nu știu, m-am un noroc fantastic, m-am un noroc fantastic și în Pauli la fel. Nu știu, am noroc fantastic de a prinde random foarte slam. Nu știu ce se întâmplă. Nu știu dacă și vouă vi se întâmplă la fel, dar bă, e jale jocul ăsta, mă, cu random. Uite, ăsta măcar aici a jucat și Eliu, dar uite și tu, se duce cu gemurile peste ei. Făcut-o meciul, Ștefan? Capul, bă, mă doare capul cu jucătorii ăștia. Doare capul. Mă lasă aici link-ul de la Marian. Doare capul, bă. Nu e singurul, ieri jucam la 800 și am dat de 1 de 32k pareză, oricum n-a jucat nimic, bro. Mamă. Bă, și asta mă oftică, mă, că dacă te bagi la solo, bine, aș putea să mă bag la solo, mai ales la trofee mici, n-aș avea nicio problemă. Dar asta te oftică cel mai tare. Că la 3v3 depinzi de alții. Și nu depinde de tine.
Chiar oricât ți-ai dorit de mult? Sperăm. Vă readuc aminte, diseară la ora 7. Țineți ochii pe canal. Ora 19, ora 7, dacă nu primiți notificare, să țineți ochii pe canal. Accept persoane de 16.000 trofee în clan. Poco deschid din filmele Matrix. Ultimul match. Bine, cred că trebuia să dau și pe Nita acolo heal. Dar nu, că are viața full, deci e can. O să-și ia bătaie. Uuu, ce bine, vezi că e bine. Ok. Ia Anita, dă-i cu superul. Așa noroc. Așa noroc. Cigat. SP plus, mamă, SP plus. Am și upgrade de dat pe Shelly, dar nu am bănuți. Bine, nu e ca și cum nu vom face de aici. Nu e ca și cum nu vom face. Dar nu am voie să spun cu ce o să fie la ora 7. Cu ce o să fie episodul, dar o să se vede la ora 7, la ora 9. Așteptăm încă 100. Că asta e așa, că am filmat ieri 5 episoade, deja mă doare capul. Merită să-mi iau skin-ul nou pe Bea Gold. Andrei, bro, nu pot să spun mai multe. O să-l prezint, o să prezint toate skin-urile și prețurile și așa mai departe. Și cumva o să vă decideți voi dacă o să merite sau nu. Indiferent de situație, nu vor apărea toate odată. Deci, ai timp și să te gândești, ai timp și să strângi gemuri. Ceea ce e un lucru foarte bun. Te pup, Mariane, bine ai revenit printre membrii. Mamă, dar chiar că ți-ai expirat să-mi membru adevărat. Mulțumim de tot. Sper că la 7 joci cu clanul. Că mă încadrez. Nu, la ora 7 nu facem noi. La ora 8 o să facem pe Trovo diseară. Dar la ora 7 o să apară episod. Dar la ora 8 o să... Cu opening-ul cu dumă de pe Shopee e legendară. Bă, Doamne ajută, da. E destul de greu din câți brauri îmi lipsesc. Se iau legendară. Am făcut 10K 9991. Bă, greuț! Atunci, la început am făcut un boost de la mare de like-uri, după aceea mai greuț. Și suntem 7200 pe live. Come on, man, come on. Suntem 7200 pe live, pe bune. Adică mă aștept ca să rupeți butonul ăla de like și de subscribe. Gata? Ok, gata, am făcut 10K, bun. Doamne ajut. Să sperăm că o să fie de Doamne ajut. O să și filmăm, bă, hai să și filmăm dacă cumva e toată treaba. Bun, oficial am făcut și 10.000 de like-uri, avem 120 de iteme, cont de 2705 trofee, brawlerii care îmi lipsesc sunt o grămadă, nici nu mai are sens ca să-i mai arăt. Singurul care e așa mai major este colonelul Ruffs, care e cromatic și cu șansă de legendară din sezonul ăsta, dar o să se termine sezonul. Haideți să prima dată și prima dată ne asigurăm, dăm așa de control, bam, bam, bam și luăm toate astea la rând sau să dăm collect. Să dăm coleg la itemele care sunt nesemnificative, cum ar fi coinsurile și gemurile. Cred că da. Hai să dăm rapid așa. Pin o să las coinsuri pentru că sunt nesemnificative astea și până la urmă chiar sunt degeaba. New pin, să vedem cu câte iteme pot să rămân. Bine, powerpoints-urile ar trebui să le păstrez, cred. Cred că ar trebui să le păstrez, că poate pică un brawler și le dau pe el. New pin. Coinsuri, pin și luăm și pe Ronin Ruffs, să-l punem pe fundal. E păcat, bă, brodere, nu știu. Mie, eu nu înțeleg genul ăla de persoane care cumpără PES-ul și nu fac tot PES-ul să-l termine ca să ia skin-ul exclusiv. Avem 10 gemuri. Cu siguranță o să mi se strice green screen-ul, dar asta este. 10 gemuri din nou aici.
coinsuri, 20 de gemuri, 90 trebuie să fac neapărat. Din toate gemurile de aici de la PES. Bun, 10 gemuri din nou. Mamă, deci îmi fug ochii. Când mă uit așa, îmi fug ochii, brodere. Gata, asta este tot, asta este tot. Avem 2521 de coinsuri și încă 83 de iteme. Min 83 de iteme cu tot cu powerpoints-uri. Hai să vedem. Începem de sus, dăm de sus. Primul megabox. Trebuie neapărat să fie 6 iteme ca să fie brawler nou. 5 iteme, un început promițător. Promițător rău. Nu știu ce să fac. Să dau upgrade la gadget pe colonelul Ruffs sau să nu dau și să las așa, gen ca și cum ar pica 6 iteme să știu că e brawler nou. Merită sau nu? Dat upgrade. Nu da. Deci nu vrei să dăm. Ok, bun, hai să nu dăm. Nu dăm la nimic upgrade decât probabil pe la brawlerii ăștia care sunt micuți până în power 7. O să dau. Că n-are sens. N-are sens să nu dau. Bun, B-box. 36, asta o să fie item roșu aici. E item roșu, e brawler. Doamne, ce îmi place când e item roșu și e brawler. Dar mai lipsesc rare superare, nu? Parcă. Da. E doar el primul. Chill, am scăpat de toate. Important este că am scăpat de toate rarele. Deci important e că am scăpat de toate rarele. Mai lipsesc superare, nu? Pa, și la superare îmi lipsește Rico, Penny și Jackie. Stăm pe spate. Ia-ți Dandy Pinpack. Let's go, ce vrei mai mult atât? Dar 3 pinuri animate. Bine, la un moment dat oricum o să devină toate animate. Cor care plânge, dar numai care râde și bro care dă like. Let's go, nu e rău deloc. 97, ok, nu va fi nimic. Megabox, 6 iteme, te roagă splețelul meu. Nu știu mă, parcă nu mai am norobă la megaboxuri în ultimul timp. 103, nimic. 94, nimic. Bă, dacă de repede, ok, o să fie item roșu din nou. Poate super rară. Mr. P! Bine! Bine, bă, băiatule, voi vă imaginați că înaintea celor 3 super rare a picat Mr. P? Come on! Dar mi-a scăzut șansa la legendară. Semnificativ mi-a scăzut șansa la legendară, asta e nasol. Deci înaintea celor 3 super rare mi-a picat Mr. P, nici nu mă gândeam că o să pice mitică, lol. Bine, mă, uite mă, vedeți? B-box-urile, mă, ce vă spun eu? Nu știu, la megabox-uri nu mai am șansă decât la B-box-uri am șansă. Și la Brawl Box. Adică nu e ca și cum am luat în ultimul timp legendarul cu 001 din Brawl Box. Bun, avem pe Mr. P, ia să dăm șansa la legendară. 00916, am avut-o cred că 011, da, 011.38 am început. Nu a scăzut atât de mult, ce-i drept, nu a scăzut atât de mult. Hai să dăm un upgrade. Oricum coinsuri o să fac. Challenge cu power 1 nu fac, n-ai să se-mi bat capul prea tare. Așa, și atât deocamdată. Hai să continuăm. Ar trebui ca punctele astea ce le mai am eu pe aici să le dau așa cât uși de cât în Mr. P. Că e brawler nou, bam, și las atât. Bun, hai să vedem megaboxul. 5 iteme. Din nou aceeași chestie de vă spuneam. Norocul meu pe care l-am din megabox. Aici nu va pica nimic. Astea le las, am dat destul pe Mr. Physic. Nu o să fie nimic. Ia să de megaboxul. 5 iteme din nou. A picat Carl, Carl l-am luat acum ceva timp. 65, la următorul megabox dăm un restart. Mie nu știu să nu mă fi afectat Mr. P-ul ăsta pe care l-am luat. ...41, da, hai să dăm un restart mic. Încerc bafta. Ne dăm un restart. Din asolă, cu cât deschizi mai multe boxuri, cu atât o să rămână... ...gen șansa și mai mică și mai mică și să fie și mai mică șansa. Și la câți îi lipsesc, la câți brawler îi lipsesc... ...super greu ca să iei pe toți. Bun, stai, unde suntem? Suntem aici. Iar vine Luțu.
Deci eu n-are sens, n-are sens să-l băgăm în acțiune. 6, 7. Hai băi Luțule, bă, treci odată mă frățiorul, mă. Luțule ăsta la un moment dat să mă apciu din nou să le scot. Să nu mă mai încurce. Bun. Azi de mega box-ul? Mamă, 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 ce mă rup. Ce mă rup pe genul mega box-ul ăsta. Și gata, s-a terminat PS-ul de sus. Bă, dacă de repede s-a terminat, nu vine să cred. Nu vine să cred că de repede s-a terminat PS-ul. Mersi un Lego pentru alții, după aceea, brother, după aceea face promovare. A, stai așa, dude, lol. A spus de cât respect semn exclamării, semn întrebării. Mamă, te pup, brother, mersi mult pentru donație. Vezi că cine nu e promovare, e casă. Mă obișnuit gen când aud asta de la donație să fie promovare, sigur. Bă, dar fii atent că avem superare care lipsește și nu pică. Avem superare, băieți. Pică Penny din Brawl Box și nu pică din Mega Box 6 iteme sau 7 iteme. Mi se pare ceva exagerat. Deci mi se pare ceva exagerat, nu știu, pentru mine. Pentru mine Mega Box-urile nu mai semnifică nimic. Deci absolut nimic nu mai semnifică. Rare sunt situațiile în care iau ceva super bun din Mega Box-uri. Dăm apoi că avem de unde coins-uri. Bă, dar uite cât de mult te ajută un PES, mă. Doamne, cât de mult te ajută un PES. Mă jur că nu am vrut și n-am făcut-o intenționat. Stai să dăm rapid. Deci mă jur că n-am vrut să o fac intenționat. Am dat-o gen din obișnuință. Din obișnuință am dat-o, man. E, nu e ca și cum va dura, cred că... un minut maxim. Da, e ok, chiar mai puțin de un minut. Mr. P e bun la bravo, măcar, da, măcar Mr. P e meta la momentul de față. Da, hai să continuăm. Păi zi băieții că tragem de timp. Hai mă cu mega box-ul ăsta, dă-l încolo, 6 iteme. Ok, dar măcar știm sigur că aici va fi item roșu. Pentru că sunt 29 de coinsuri. Dar aș putea numai B-box-uri să deschid, fără mega box-uri. Ce credeți? E super rară, nu? Eu așa cred. Bine, bă! Băi, frate, dar... Bine, totuși, Gini e un caracter bun. E bine, mă, frate, mă, e bine. Mai lipsesc încă două superare. Epice, 7 epice și mie îmi dă mitice. Doar respectul meu față de tine, fără promovări cel puțin azi, te pup. Te pup Lego, mersi mult pentru donație, brother. Uite, ai și cu un respect, un respect Lego pe chat. Mersi mult de tot pentru cele două donații. Dar asta zic că la mine gen majoritatea donațiilor care vin sunt legate de promovări și așa mai departe și din cauza asta. Când văd ceva fără promovări, mă simt ușurat. Mersi mult de tot, te pup, brother. Mersi mult încă o dată pentru donații. Bă, deci e minunat. Dar totodată e și ciudat că îmi doresc foarte mult să pice și o legendară, dar cu cât pică mai mulți brawler, cu atât îmi scade șansa la legendară. Înțelegeți ce vreau să zic? Am 00662 la legendară. De fapt 00662. Vreau să mai dau un match cu Mr. P. Cam 2713 sunt. Sunt cam aiurea cu chestiile astea. 13, 6, 6, 6. Hai că vrei cam multe? De ce vreau mai, cam multe, brodere? Ce crezi? Se pare că nu am putea? La ce noroc am avut în ultimul timp? Brodere, brodere! A, stai, mai câștigăm, mai pierdem. În viață e bine să știi și când să pierzi și când să nu, și când să nu câștigi. Hai mă, du-te de cameleon.
Deci în viață e bine să știi să pierzi și să nu câștigi. Corvo? Nu e ca și cum ăștia sunt boți. Sigur, sigur. Uite mă, stă ăsta în fața mea. E perfect. Gata, am scăpat de suma aceasta mirobolantă. Hai să-i dăm, să-i dăm drumul în continuare. Să-l punem pe Jin pe fundal. A, pe Jin pe fundal și să luăm din punctele astea. Că am dat pe Mr. P. Hai să dăm pe Jin, că este nou. Jin, bam, aici. 200, să mai dăm noi 200 și pe 9. Să dau pe Mr. P. E chiar meritat, Mr. P. Bam, mai avem ceva upgrade de dat, nu mai avem nimic. Perfect, hai să continuăm. Dacă e nevoie, cred că ar merita și un restart după genul ăsta. 93, nu pică nimic. Deci mai lipsesc două superare ca să le luăm. Dacă le vom lua. 43. Azi de mega box-ul. N-am, n-am noroc, mă, n-am noroc. Bă, și asta mă oftică cel mai tare, mă. Când vezi, când vezi 5 iteme și știi că nu este item roșu. Nimic nici de aici. Decât două mitice până acum. Șansa semnificativ mai mică la legendară. Bun, hai să mai dăm upgrade. No, Shelly n-o dau power 7. Nimic de aici. Restart la următorul megabox, dăm restart. Da, hai să dăm un restart și acum. Dar ne-am primit 7 iteme și au fost gadget-uri. Da, asta iar e un lucru nasol. Când știi că spică, când știi că spică toate numai gadget-uri, iar nu e bine, că poți să prinzi, am prins și 8 iteme. Dacă sunt toate gadget-uri, nu te încălzește cu absolut nimic. Hai să vedem. Da. Minunat. Legon cu donație de 10 euro, o inimă pentru tine, una pentru chat. Te pup, brother, Lego, mersi mult încă o dată pentru donație. Băi, super generos, Gius, super generos. Mulțumesc mult de tot pentru toate donațiile și susținerea. Mă o să dau pe un caracter care eu cred că totuși va deveni meta. Da. Și atât deocamdată. Mai am încă 30 de iteme. Opa! Item roșu, băieți. Credeți, aveți vreo emoție că nu o să fie item roșu? Dar mai lipsesc două superare. Două superare mai lipsesc. Nu știu ce să zic. Ce credeți că va pica superară, cred. Eu așa cred. Mai lipsesc totuși două superare. Da! Exact. Și mai trebuie încă o superară. Deci avem pe Jackie. Da, da, da. Era logic până la urmă că trebuie să pice și Jackie. Și mai lipsește Rico. Rico și după aceea numai cu rarități din astea. Nu o să pice nimic de aici. De aici nici atât. 64. Megabox. Bă, dar nu-mi vine să cred așa ceva, că n-am avut noroc absolut deloc de niciun brawler din Megabox. Mi se pare insane. Astea punctele o să le las, hai să dăm aici. Pică Surge? N-ar fi rău dacă ar pica, dacă ar pica. Bă, cât de ghierlă, ok, item roșu din nou. Cât de ghierlă poate să fie megaboxul, e incredibil. Credeți că pică Rico? Ultima superară?
Ce ziceți? Deci Rico superare și după aceea lipsesc decât epice mitice legendare cromatice. Care unele cromatice au șanse de epică, mitică și așa mai departe. Leon Edgar. Doamnește, bă, Edgar e decent, mai ales la trofee mici. Hai să vedem. Te rog, orice fără Rico, dacă se poate. Atât am avut, o dorință. Orice brawler în afară de Rico aveam o dorință. Orice brawler în afară de Rico. Măcar e un lucru sigur pe care știm că nu mai avem nicio superară să vină. Minunat. Ce aici îmi dă iar 5 iteme, bă, dă-te încolo de Megabox, poate să-l scoată, să-l scoată din PES. 10.000 de persoane și doar 11.000 de like-uri, nu mă vine să cred, nu deschid Megabox-ul ăsta până nu facem 12.000 de like-uri, așa stăm pe spate. Eu ce, îți golam băieții, știi care e faza, că stau pe full screen și n-apasă butonul de like. N-apasă butonul de like, da, și dăm și restart totodată. Stăm pe spate, nu deschidem Megabox-ul până nu facem 12.000 cel puțin. Mai rău ca la update? Da, băieții au intrat mai rău ca la update și nu apasă butonul de like, băi, ești nebun, că păi ce facem aici, mă? Nici când va veni update-ul, nu cred că o să fiu atât. Și indiferent de situație, nu uitați că dacă aveți opening sau dacă vreți să vedeți opening-uri în timp real, le facem pe Trovo. Deci dați un follow pe Trovo, uite, vă las aici linkul de la Trovo. Deci opening-urile pe care le vedeți pe canal, că le postăm, și dacă aveți unul de făcut logic, le facem aici pe Trovo. Dați un follow pe Trovo pe... nu, de fapt nu e primul link de descriere. Îl găsiți prin descriere, dar vi l-am pus și aici, pe chat. 12.000, ok. What the? 20 de euro de la Lego care zice pentru oameni faini? Lego brother, mersi mult de tot pentru un cod. Mamă, frate, incredibil. Deci voi vă imaginați că eu n-am mai auzit. Nici nu mai știu când a fost ultima dată. Eu n-am mai auzit notificarea asta la donație de... cred, am și uitat că gen am sunetul ăsta. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Mersi mult de tot, Lego. Îți mulțumesc mult de tot pentru donații, bro. Îți mulțumesc mult, 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 mult de tot. Chiar mă ajută extraordinar de mult. Adică, ai văzut, am băgat 250 de lei pe contul mare în gemuri, pentru că aștept sezonul nou. Să dăm și Brawl Pass-uri pentru cei care au codul Mădăi pe shop și sunt aici abonați. Deci, mare parte donațiile pe care le primesc, la rândul meu, le dau și altcuiva din puținul meu, cum ar veni. Hai să continuăm. Deschidem Megabox-ul. Să sperăm că este cu noroc. Doamne ajută. Bă, am deschis. Bă, sunt în total 15 megaboxe. Fii de atent, 15 megaboxe nu poate să pice un item. Gen, nu poate să pice un brawler, mă. Un item roșu. Ok. E item roșu. E item roșu. Am luat toate superarele. Va fi epică, mitică, cromatică sau legendar. Deci epică, mitică, legendară sau cromatică. Dar cred că va fi epică. Cred că va fi epică, pentru că mitice au picat deja două, da? Miticele o să pice mai greu. Legendară nici nu mă gândesc. Gândiți-vă doar puțin. Epice sunt 7, da? Pe lângă faptul că mai sunt și cromaticile ca o șansă de epică, care încă mai sunt vreo 3, cred. 2 sau 3. Deci cred că sunt vreo 10 în total cu șansă de epică. Din 10, cred că una o avem chiar aici. Hai să vedem. Legendară. Nani, Sandy, Piper. Ia, adevărat, ce părere, ce credeți că se află aici? Da, am toate rarele și toate super rarele. Indiferent de situație, nu o să mai fie nimic. Vreun brawler de raritate mică. De la epic în sus. Să schimbă melodia. Nani, Mortis, Crow, Bibi, Surge. Mă, Surge, vezi că e un caracter bun. Chiar mi l-aș dori. Și Edgar. Mai puțin la trofei mari. Cu Omega cu 10 euro. Hai cu un raid aici, bro, după aceea. După ce termin o să fac promovare. Mersi mult de tot pentru ație. Hai cu un raid aici. Piper sau Piper? Sau Piper? Da, hai să vedem. Wow! Fratele, contul ăsta e destinat să iau mitice, ești nebun?
contul ăsta e destinat miticilor. Bă, deci, nu, calculăm după aceea să vedeți câte iubi ce sunt pe joc și mie mi-a dat 3 mitici, mă, frate, mă. Dar pe o parte mă și bucur, pe o parte și nu mă bucur că scade semnificativ șansa la legendară. Așa e că suntem mulți oameni, promovările vin. Nu e ca și cum când dacă am fi 1000 de oameni, nu vreau promovările astea, deci. Da, o să fac promovare după aceea, brother, mi-e simule tot pentru ație. Dacă eram 1000 de persoane, nu mai vreau donațiile astea. Pun la pariu pe cât doriți. 3 mitice, let's go, bă, let's go. Deci avem așa, Mr. P, Jin, Tara. Nu dau upgrade power 7, nu are sens, am și pe Colonel Ruffs acolo să fac upgrade. Test. A fost super de treabă de fiecare dată când am donat pentru promovare, deși ești foarte mare pe YouTube, în care respectul ai respect pentru oricine, sau cel puțin cu mine ai arătat, respect mult pentru ceea ce ești. Bă, Lego, în mare parte și care e faza, mersi mult de tot pentru... Mamă, deci incredibil, Lego, adevărat, a trebuit totuși să-ți fac și ție promovare, indiferent de situație. Din puținul meu, știu cum e vorba aia, indiferent de situație, am un canal gen care este, cum se spune, nu vine cuvântul acela. Nu bine. Exclusiv pentru copii. Și majoritatea copiilor nu își permit un membru sau o donație sau așa mai departe. Și indiferent de situație n-am mai pus găuri de donații sau cumva să pun chat-ul pentru membri ca să fac bani după membri și mai știu orice altceva. Fiecare dacă vine poate să mă susțină cu like și un subscribe și este de ajuns. Câteodată am făcut și mai multe donații, asta în trecut. Câteodată am făcut și 10 euro, 20 de euro pe zi, nu e ca și cum am închis live-ul. Să zic, bă, astăzi am făcut 20 de euro. Închid live-ul, nu mă interesează, nu am făcut nu știu câți bani sau așa mai departe. Am făcut live-uri de 5 ore în care am făcut și 20 de euro, 30 de euro. Asta nu înseamnă, brother, că trebuie să faci YouTube numai și numai pentru bani. Trebuie să faci că îți place și să nu mai zic câți bani am investit. Adică dacă stau să vă calculez, nu e ca și cum am făcut episodul ăla special în care v-am arătat câți bani am băgat în skin-uri. Și numai skin-urile valorează vreo 20 și ceva de milioane, nu? Parcă așa era gen calculul pe care l-am făcut. Hai să dăm noi aici upgrade pe ce mai avem și să vedem șansa. Cred că este 004. Da, 004-13 exact. Da, de la 011. Dar ne-au scăzut miticele, 3 mitice. 3 mitice, boys. Hai să dăm pe Tara puncte. Mai dăm și ăsta tot la fel, tot pe Tara. Și avem megabox-ul aici. Oare avem noroc de megabox-ul ăsta să fie cu 6 iteme așa de final? N-ar fi rău. A, am zis că calculez epicele câte sunt. Deci avem așa 7 la număr. 7, 8, 9. Da, 10 epice sunt. 10 epice pe joc și mie mi-a picat 3 mitice. Nice. Da. Avem două lucruri de menționat. E cont predestinat miticelor. Și al doilea lucru, nu prea avem noroc la megabox pe contul ăsta. Altfel nu pot să înțeleg altceva, ești bun. Deci altceva nu pot să înțeleg. Ăsta 100, nici nu știu pe ce aș putea să le dau. Da, cred că o să le păstrez aici, cine știe. €30 să mai ajut pe cineva de pe chat, respect. Mamă, bă, ești incredibil, bă, Lego, bă, ești incredibil cu donațiile astea puternice, brother. Nu știu cât a donat până acum, 10, 20, 30, 50. Mamă, a donat 100 de euro, ești nebun la cap până acum. Mamă, deci ești incredibil, bro, nu mai am cuvinte ce să spun, mă, crezi pe cuvânt? Uite, așa, nu are linkul, vreun link ceva de pe live-ul trecut, Lego, de la canal. Ba da, mă, brother, mă, uite, are aici linkul. M-a donat 40 de euro. Ah, da, mă, da, era de la piesă. Uite, vă las aici linkul de la piesă, dacă doriți să-l ajutăm și pe el cu un like și un subscribe. Da, știu. Știu că e de la piesă pentru că i-am lăsat comentariu. Exact. Uite, vă lasă aici linkul de la piesă, băieți. Dacă doriți să-l ajutăm cu like și subscribe, durează foarte puțin.
Oricum, megaboxul ăsta e... Am avut și megabox, dacă e. Mai avem un megabox, mai avem un megabox. Să trăiască el de megabox, că m-a rupt. M-am stat acolo linkul de la piesă. De la piesa lui Lego și după ce mai am de făcut două promovări. E perfect. E bine că de săptămâna viitoare vine sezonul și cumva o să intre gen bănuții ăștia ca să-i putem da la PS-uri. Hai cu megaboxul, ultimul megabox! Mamă, și ultimul megabox și... De fapt, stai mă, că este B-box-ul înaintea megaboxului. Bine, rău. 102. Și dăm o restart. Please, te rog din tot sufletelul meu. Din tot sufletelul meu. Să-mi dai și mie un 6 iteme pe final. Deci pe final, dacă se poate. E normal să ai 36 de brawler la 8000 de trofee? Nu, înseamnă că nu prea ai jucat. N-ai mă, că nu vrea mă, n-ai ce să faci. Ce ați de împin pe cu? Nita care plânge, el primul care e nervos și dar numai care gen dă like. Am luat gen două pin pe curi cu 6 pinuri animate, toate 6 animate. Măcar la pinuri să avem noroc. Da. În concluzie, ce părere aveți despre brawlerii care ne-au picat? Deci avem așa. Mr. P, Jin, Tara, Jackie, Rico și cu el primul. Ce ziceți? Se putea și mai rău de atât sau se putea și mai bine? Nu știu, parcă... Mă, uite, strângi un PES. Dar nu te ajută, mă, să iei mulți brawler, mă. Nu te ajută să iei mulți brawler. Și acum eu stau și mă gândesc așa. Încă 10 euro de la Lego? Mulțumesc enorm, n-ai pentru ce Lego, n-ai pentru ce, bro, n-ai pentru ce, oricând. Mă mai gândesc așa, la o chestie. Pentru cei care se apucă noi și nu-și permit Brawl Pass ca să cumpere. Care Brawl Pass-ul, dacă nu-l cumperi de sus... A, da, și Penny, da, am luat și Penny, da, exact, exact. Spuneau, megaboxurile vin mai mereu cu țeacă la pachet, o mică promovare aici, te pup, bradere, spune, wow, îți las și la tine link-ul, nicio problemă. Mai am două promovări de făcut, să țin cont la, gen, numărul lor. Deci, vă zic decât o chestie. Nu înțeleg și nu știu. Știi ce, ar trebui să dai un upgrade la colonelul Rax. La Mr. P. La Jin, da, și mai putem și la Shelly, mamă, păi avem bănuți la fix. Nu pot să înțeleg cum ai putea, tu fiind jucător free-to-play, să mai vii și să mai deschizi, să te apuci acum și să deschizi o grămadă de boxuri ca să iei o grămadă de brawler, fără să bagi bani. Și când zic că să bagi bani, te să bagi bani la greu în gemuri, ca să vii și să... Ca să vii și să ce? Mi-a picat Mr. P și 8 gadgeturi acest sezon. Da, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Destul de tricky. Da, totuși, 3 mitice sunt 3 mitice. Se putea și mai rău. Au fost opening-uri care... Am luat niște amărâte de epice. Deci trebuie să las link-ul la Comega care zice hai cum raid aici. Să facem 100 boys. Este un Discord dacă doriți să vă alăturați. Nu știu câți dintre voi aveți Discord, dar dacă aveți, hai să ajutăm și pe la acolo să facă peste 100 de membri. Cred că s-a referit 100 de azi, 100 boys. Ok, v-am lăsat aici linkul de la Comega. După aceea trebuie la explicit și la spune wow. Eu am luat toți brawlerii free to play în 2 ani jumate. Ok, bro, 2 ani jumate sunt 2 ani jumate. Știi care e faza și de ce ai luat tu free to play? Că ai prins vremurile bune în care erau brawl boxurile. Și farmai la... Și farmai la asta, la boss fight, la Robo Rumble. Asta a fost norocul tău. Hard goal. Da, ce pot să zic? Asta a fost tot. Tot top pe limbo. Îmi place mie să spun. Cu Tara, Jin și Mr. P. Da, vezi că Mr. P-ul la trofee mici. E distracție, e enervant rău oricum Mr. P-ul. Niciun mega n-a dat 6 iteme, bă, niciun mega. Nici măcar un mega. Asta a fost dezamăgirea cea mai mare. Că
Când faci live pe Trovo de la ora 8 de seară, la ora 7 să vină episod, nu uitați că la ora 7 va veni episod, să nu cumva să-l ratați. Asta e golinzii. Ce îmi plac boții. Deci ora 7 episod, ora 8 o să fim live pe Trovo, dacă cumva aveți vreo întrebare sau vreo nelămurire, da. Episodul are vreo 29 de minute. Nu cred că o să fie vreo nelămurire. Că am explicat tot ca la carte. Ca la școală. Nici la școală nu cred că a fost explicat așa. Nu a fost explicată materia. Ia uite și Patrick Shatter-ul ăsta unde erai. În 6 luni am avut toți brawlerii, am băgat vreo 200 de euro în Brawl Stars. Ok, brother, 6 luni sunt 6 luni. Că și pe contul ăsta dacă voi continua, cu siguranță o să deblochezi mai mulți brawler. Mi-a trebuit timp și bani. Și eu nu mai bag bani în asta. Poate ulterior... Stai puțin, lol, câte tokenuri am? 1980 de tokenuri, lol. Indiferent de situație, poate o să bag un 25, gen 80 de gemuri ca să mai iau 80 cu 90. 80 cu 90 cât vin? Vine destul astfel încât să iau pe următor, nu? Da, mă, da, încă un sezon, misiuni în continuu să fac. Nu știu ce să zic. Crezi că mai merita un sezon? Ia uite mă, loc să dau. Crezi că mai merita un sezon să las misiunile pe astea și să fac, să joc atunci mai pe final? Da, da, da. Da, se merită, nu? Eu zic să nu cumpăr că sezonul viitor la Tier 42... A, adevărat, adevărat! Adevărat că ai avea dreptate. Că gen eu am 91, iar data viitoare la PES-ul următor iau gemurile de jos. Și aș putea să fac PES-ul, moca. You know? De pot să fac moca lejer. Stai așa ca să las linkul de la explicit. Că aici Sărău, hai să ajutăm pe bătrânul Snappy să facă 10 caponați deoarece fiindcă face live cu Fortnite zi de zi cu premii. E live Snappy? A, uite că e live. Urai puternic cu... Ce să facem noi, Riot? Cu respect, hai cu un like, cu respect, are 9540 de abonați, să le aștept și pe lucrul ăla și subscribe. Da, dar mai greu că nu le mai ai alea din PES. Cum adică? Misiunile, da, nu mai ai misiunile din PES. Da, vrem pupicul? Cam lăguice de pupicul. Să da, cu Ryan ne-a lăsat la greu. Ne-a lăsat la greu, bă, Ryan. Ne-a părăsit. Când mi-a reacționat la animații? Bă, adevărat că am văzut că și brata a postat o animație nouă. Opa! Ai de băi, te-ai pus tu în fața mea. E normal să ai 27 de brawler la 9300, bă, dar ia da, eu zic că e normal. 2750, bă, nu știu la ce mai joc pe ăsta, mă. Am luat brawlerii, vreau să intru pe contul secundar. Ca pe contul mare am Diamond 3 la Power League. Lasă aici linkul de la Raid. Ia să vedem. Cum stau aici la solo team? Da, mamă, am decât gold.
decât Gold, play 50 meci this season. Nu m-am jucat deloc pe ăsta, nu pot să iau skin-ul ăsta. Chiar dacă am 37 din mamă, câte doar puncturi am și pe ăsta. Ok. Ia să vedem ce noroc avem. Mie mi-a picat Crowd din Brawlbox, brother, și eu câți brawler am luat din Brawlbox. Cu șanse de 0-0-1 chiar. Aici avem gen grabu, nu banez eu, deci stau pe spate relaxat. Da, linkul de la spune wow, ca să las și de la frate meleu. Cu donații de la Lego, manez, mulțumesc enorm. Am făcut peste 2K 2000 de vizualizări, mulțumesc, nicio problemă Lego, o să mai las după aceea linkul. Dar numai puțin ca să las și de la spune wow. Ia să vedem când am mai postat un funny moment. N-am mai... A, bă, da, uite, o să posteze. Trebuie să iau un brawler. Spără, uite, ce bine au ales ăștia, mă. Colonel Ruffs. Da, mă, iau eu, spără, uite. La ce ori? Deci pe 5-a 4-a, la ora 5 va posta. Abonații dau bully lui Mădălin. Lasă aici linkul de la spune wow. Dacă doriți să ajutăm și pe el cu un like și un subscribe. Deci la ora 5 va face. Va face un nou episod. Da? Ce pot să zic? Cum ar fi să primești 1 milion de euro? Cum ar fi? Bă, nu știu, mă, frate, mă, până să te gândești cum ar fi să primești 1 milion de euro, important este să fii sănătos. Într-adevăr, nu știu în ce măsură poți să-i faci ăștia 1 milion de euro într-o viață. Dar nu cred că totul se rezumă la bani. Știu, așa zic și eu. Te ajută super mult, da. Mai mult te ajută când te gândești că nu poți să-i faci. Auto pe Shelly. Mâncaie jigura lui Shelly. Mamă, mamă, mamă. O să pun aici super. Bravo. Bravissimo. Not bad. Bă, dar o joacă bine rău ăștia. Bine, e totuși Gold. Mamă, ce hituri prostești am dat. Uite, mă, bă, băiatule, bă. Cât de slab ești, bătil. La limită. Este numai să ai 40 de brawl la 21k. Da, brother, e normal atâta timp când n-ai jucat. Ai avut noroc, efectiv. George SW, mersi mult pentru membru. Bine, mii, George. Mulțumesc mult de tot, George. Ok, ăștia au renunțat. Nice. Se pare că da. Săracii.
Mamă, ce predictor îi dau colonel Raps. Mamă, Shabri la membru legendar, te pup, bro, de Lego. Josh, bro, stai să-ți dau ad... Dau X-Splash? Ce șansă să aibă, mă, băiat? N-ai nicio șansă. Stați, mă, nebunilor! Ok. Nu joc, dar îmi place să mă uit. Ok, 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 mersi mult de touch pentru a prim. Easy. Am o mapa asta, ce-mi place mie mapa asta. Alexe, ba mă, e român, Alexe. Alexe, bine, nu știu ce măsură e pe live. Joacă-te, joacă, banează Naniu. Sau nu. Nu bana, că eu, o să fiu eu next. Iau Naniu. Fii atent, banează Sprout-ul. Hai că a banat. Bine rău a banat. Bine rău. Ia Penny, nu e bună Penny pe mapa asta. Byron, Piper, Mr. P. Se joacă. Dar nu a Sprout-ul, s-a controlat asupra centrului. Alată la Edgar. Nu e Edgar. Doamne, Edgar pe mapa asta, lol. Bravo. Avem cometa. Ar trebui să fie easy. Nu te-ai mai plictisit de joc, că sunt oameni transpirați. Mamă, Rareș, nu e ca și cum am plictisit de joc. Chestia e când dau rage-uri foarte mari și mă enervez din cauza jucătorilor slabi pe care îi prind. Bradere, vă descurcați și voi acolo, nu? Ok. Nici nu mi-am dat niciun gadget măcar. N-au mă ce să ne facă, eu n-au ce să ne facă. Well played. Ce persoane de 6.000 trofei? Nu, adică sunt oricum pline. Pe contul mare nu accept. Not bad. Bine, s-a descurcat bine Alex acolo. Please.
ceea ce țeacă. Ce-mi plac cecele. Cam prostă din partea mea. O să mor aici, nu? Nu chiar. Bine. Hit acolo, Alex. Bravo. E ok, nu trebuie să murim. Bă, chiar am avut echipă. Vezi că o dăm bine rău. Deci vezi că o dăm bine rău. N-am avut parte pe contul mare cum am parte aici. În... ce sunt? Gol 3. Deci n-am avut parte în Diamond cum am parte aici în gol 3. Bine, bine. Mersi mă și pentru upgrade de Lego. Da, adevărat să mai ales de la piesa ta. Să mă ales dintre. Mersi mult de tot, ia să vedem, să găsesc eu aici. Deci asta este. De câte trofee avea. A, lol, e și în club și l-am și la prieteni. E în clubul gen Cod Mădălin. Păreri? Și uite-l pe ăsta, bă, mâncaia și gura lui 20. Bă, bă, iaturi, cum o să-i 30.000 de trofei și 28.000 de 1 la 3v3? Bă, ești nebun. Așa ceva. Da. Am făcut 30k pe contul mic. Sezonul trecut am scăzut. Banez bon, am de ales. Exact. Deci nu te bagi să faci push spre 30k trofei? Am făcut, bro, m-a scăzut sezonul astăzi. Am făcut 30k. Chiar ieri am făcut, azi noapte. Dar nu mă interesează chestia asta deocamdată. Mersi mult și pentru 13.200 de like-uri. Nu uitați acolo să rupeți butonul de like. Mai e una, o pe Natalia de 30k de 1 și 32.000 de trofei. Degeaba, bă, degeaba. Spin to win, a luat el primul. Au luat bine ăștia de la mine, vezi că au ales bine. Eu voi alege dacă o voi putea tu. Sau dacă e să nu meargă, o voi la colonelul Raps. Au luat el primul și Ems. Și Shelly! Power 7 Shelly! Doamne ce-mi place jocul ăsta! Doamne ce-mi place jocul ăsta! Parcă-ți vine altcumva să-l joci. Când ai așa adversari. La echipa adversă. Ce ziceți, băieți? E frumos, a? Ok, m-am omorât acolo, dar important este că o să avem avantajul turetei care se ducă după ei. Nu o să mai avem avantajul turetei. Mi-am dat seama că la un moment dat o să vină prin spate.
că o să fie aici. Ia unde se duce pinguinul. Puliputul. Puliputs for the win! Na, mă, easy, ce pana mea să ne facă. Când ai comp, ai comp. Când ai contra, ai contra, n-ai. Când ai oameni, ai oameni. Ai ce să faci pe jocul ăsta. Mai ales că vine vorba de random. O să vină pe aici undeva. Se pare că nu. Nu înțeleg de ce așa grabă. Wow! N-are ce căuta aia în zubradele pe mapa asta. Dacă se grăbesc ăștia. Bun. Easy. Hai să dăm mai puțin, eu mai am puțin și fac și diamond și pe ăsta. Bă, dă-l încolo două mape la rând, incredibil. M-am lăsat de Brawl că e foarte toxic, aici ai dreptate, bro. N-am cum să te contrazic, sincer. Salvezi acest live? Da. 1.44, trebuie neapărat să fac pentru diseară thumbnail. Că de editat am editat episodul. Eu nu băga bull. Se pare că s-a cam epuizat norocul de oameni buni. Pe mine m-au apucat vremurile să joc Clash, tu nu mai faci live-ul cu Clash? Ba da, Petrova o mai jucat Clash. Ia uite, bă, ce joacă oamenii, bă. Uite, bă, ce joacă oamenii, bă. Mare, cât o să coste Amber de la Vega? O să coste. Important este să stai cu ochii pe canal. Bine, o să vină prezentarea tuturor skin-urilor. Minunat, brother!
11 la 10. Mamă, dar ne-am dus cu cușile aia, mă. Cinci, e bine. Bravo. Ba, cât de bune, cât de buni sunt pulipuții. Ce ori mea ta, Andrei, o să citim donație, nu mai puțin. Hai, dă-ți un subscribe la Power. Eee, pă, naiba, haide, Poco, dă heal. Uite la bur, frate, unde s-a dus, zici, nu. Bravo, mă, în sfârșit, mă, în sfârșit. Ia, se duc în bază. A, ne știu oricum cuitară. Da, mă, da, mă, da. Asta e chestia, mâna soală. Că avem Poco ăla, bă, frate, bă, care n-ar avea ce căuta. Nu te cred că n-am dat niciun hit pe umbră, bă, ești nebun. Toa. Nu ai bă, să fii de auto-aimer infect. 24. Nu te grăbi. Nu fii prost. Bă, uite ce prost e omul. Avem stea, avem stea, avem stea. Avem stea în frunte. Da. Na, mă, na, ce comp am avut de torusul. Poco Bull și cu Mr. P. Dar măcar au fost ăștia cât de cât mai experimentați ai mei. Încă un meci pentru Diamond? Haideți cum subscrie la G-Power, a zis Andrei. Bă, dar nu-mi dă mă și mie un Brawl Ball, bă, nimic. Nu-i bana sprout-ul. Ia să vedem despre ce canal este vorba. G-Power. A, văd că e live cu PUBG. Ok, da, are 9 persoane pe live. Tot la fel, un rai puternic cu respect. Să-l ajutăm și pe el cu un like și un subscribe dacă se poate, băieți. Ce este link-ul? Mr. P Sprout. I like this. Probabil o să se joace colonelul Ruffs. O să iau Max-ul. Bă, și Max-ul ar trebui să mă obișnuiesc mult. Că e bun rău Max-ul. Bună de fapt. Uite ăla, ce cauți mă cu Bo? Bo Jesse. De ce Bo Jesse? Mi-e rău. Mi-e rău. Ai făcut ieri Diamond 3 pe la Mario of Chimera? Că m-am uitat pe profilul tău, da. La ora 3 noapte. Să sperăm că Jesse e bună și știe să țină mid-o.
E GG și meciul ăsta. Bă, mă, bă, n-avea ce căuta. Why we lose? Cea mai bună tactică este aceasta. Să iei colonel Ruff și să spargi pereții. Tău și eu din puținul meu te ajută cu ceva mesiune, și bă, orice donație e binevenită, îți mulțumesc mult de tot. Orice like, orice subscribe, nu neapărat donație. Poate te ajută cu ceva legat. Not bad, not bad, bine, bine, Jesse. Ce prostie am făcut, eu nu vine să cred că era Tara băgat acolo. Câteodată am și fac greșeala de a mă duce foarte aproape de adversari. Na, foarte prost, foarte prost a jucat. Colonel Ruff's toxic. Și gata, am făcut diamond. Nu e rău, sincer. Nu e rău, 8750. Pentru a face gen asta trebuie 25 de meciuri și smuggler penny. Mi se pare că dacă tu nu faci misiunea smuggler penny asta, nu o să-ți vină pe shop absolut deloc. Și dacă tu ratezi sezonul ăsta, nu o să-ți vină niciodată să cumperi skin-ul. Niciodată. Te bătea crowd-ul, s-a panicat.
Dar tu odată ce faci misiunea și îți va apărea pe shop, tot timpul o să-ți apară astfel încât poți să cumperi la un moment dat când ai star points-uri destule. Deci trebuie neapărat cumva să faceți misiunea dacă vreți să aveți skin-ul. Dar eu zic ca să păstrezi totuși star points-urile. Și o să vedeți de ce spun chestia asta. Așa e, și dacă faci quest-ul ăla o să ai skin-ul forever pe shop. Exact, exact. Skin-ul pentru totdeauna pe shop. Maleu, ce-mi place Sprout-ul. Bă, stai puțin, puteam să aleg Nani? Dude. Am crezut că ales ăsta Genesis. Genis. Da, în fine, a luat ăla baby. Da. Ia măcar Piper, mă, frățiorul meu. Sau Brock. Hai, zic că ești deschis la minte. Ia uite ce ia sclavetă de aici. Iar e Alex Pa, de runda trecută. Numărul 1. Messi, fii atent că ratează. Mamă, dude, da, bagă-te mă în el! Fii al naiba de slab! Pune presiune bine sclavul ăla de BB. Dar și ăsta a ales Penny în pana mea. Important e că poate să-și încarce bine superul pe Penny, pe BB aia, atâta din cât o nimeră. Un început formidabil. Și aici pe la 11.
Mamă, 2856. Am hack. Zici că am hack. Hack. Am dat double damage. Maleu, ce-mi place. Ce-mi place jocul ăsta. Ce-mi place, Sproutul. Hacker detected. Da, am urcat puțin aici. Da. Ia câte trofee avea ăsta, bă, aici nebun, 24.000. Cu peniul lui cu tot. Te pun pe TikTok. Mi-a setat ceasul la ora 7, de ce nu mi-apar pe canalul tău? Nu știu, Davide, probabil că n-ai clotopelul activat. Activați-vă clotopelul să fiți la curent cu notificările. Dar indiferent de situație, m-am anunțat la ora 7 de seară o să vină episod. Episod de la forță, rău. 5 episoade am filmat ieri. Nu știu cum a rezistat și cum că mai rezist. Stai puțin. Eu al câtelea sunt? Al doilea. E bine. Bun, voi alege. Dau. Au roza, asta vreau să zic. N-am ieșit oricum. Nu primesc eu bani. Merge bine Byron, nu-i mapa deschisă, bro, pentru Byron. Și n-aveam cu cine să mă duc la puși. Da. Deschis boxurile, le-am deschis. Misiune Sasa cu Chabu. Așa, e bine, Sproutul, bravo. Colonel Ruffs Byron, Colonel Ruffs Byron, obit. Da, a luat ăsta gen Sproutul. Colet, mai e și ea bună, dar nu prea. Stu, iar e bun, mama, are ăla BA Power 7. Bun, și eu voi alege. Ia Sarge, bă. Așa e Sarge. Sarge e off meta ca brawler, din simplu fapt că își face upgrade-ul greu. E enervant, dar pe mapele de 3v3 până îți face upgrade-ul și să te apropii de adversari, super greu. Adevărat. Ia uite, a luat o bită la. Ce voi, ce-ți mă ambii pe mijloc, mă? Sunteți scăpiați? Sunteți scăpiați, mă? Hai că nici nu sunt prea prost. Opa! Ia la boost-ul și dă acolo. Mă, cine v-a întâmplat acolo cu viața? E bine.
tuzum. Ce copil prost, brother, ce copil prost. Să mă bată tot, ce copil prost. Că am zis că nu mai înjur, încerc pe cât se poate de mult să nu mai înjur. Bă, ce copil, frate, ce copil brus, prost, ești nebun. Vina mea prea agresivă, am zis să mă duc să o bat pe Bea. Cosa skinor vor fi 940, nu știu, am zis random, nu știu când am calculat. Calculat în total. Și dacă aș ști, n-aș avea voie să spun. O dă bine obitul ăla, dar trebuie să mă regenerez aici. Ia de că o să moară. Doamne, ce noroc am avut. Că moare ăsta, ești nebun? Uite cât de prost e om. Ce faci, mă, vrei să iei toate gemurile de pe mapă? Ăștia deja erau Diamond 2. 11.000 de trofee, 18.000, bă, mă, lași, cum sunt ăștia, mă, Diamond? Uite la ăsta, mă! La High Team League a ajuns la Mythic 1. Bă, mă, lași. Squeak nou brawler ce o să fie? Mythic. S-a anunțat deja din Brawl Talk. Bă, dar știți ce m-am uitat eu și ce am văzut? Bă, sunt super puține, super rare, mă, frate, mă. Bine, Frank la un moment dat a zis că nu o să mai bage super rare, că cumva o să afecteze jocul, n-am maxat brawler sau nu știu ce spunea el. Că n-am înțeles. Dar de ce, frate, și-a puține superare și nu mai bagă superare sau rare pe joc?
De ce? Bă, Mr. P a luat-o la Tara. E casă. Ce pot să iau? Să iau roz. Rare nu super rare? Da, și rare sunt puțin, dar și super rare sunt și ele sunt puține. Când crezi că se va lansa un nou joc de la Sprețel, nu știu dacă o să se lanseze global, e problema. Că e posibil să vină doar la ei în Canada. Că gen se iau foarte repede. Păi da, uite că a băgat tu care-i Trophy Road. Care oricine ar putea să-l aibă. Și să-l ia. Alesem-ză, mă. Trebuie să nu stăm împreună. Let's go, brother. Un super! Bravo, mă! Bine, mă, bine, mă, bă, vezi, mă, că o joacă mai bine ăștia decât pe contul mare, mă, nu știu, poate am avut noroc, cine știe. Bă, pe contul mare când am jucat, bă, frate, mă, a fost jale, mă, când am jucat la push. La Power League. Adică ați văzut și voi că doar ați fost pe live, duci, jucători îmi dădea de ei, nu era posibil așa. Parcă e mai bine în ăsta, în Diamond mai mic decât în Diamond mai mare. Bravo, mă. Bravo, bro. Bro. Și de asta mi-era teamă. Trage, trage, trage. Bravo!
Te seama mai des Roza pe mapa asta. Trage-o? E bine. Da, mă, da, asta zic, mă, asta zic. Jucător forță rău de tort. 28k, 24. Câte winuri au luat la 3v3, mi se pare insane. În sfârșit o mapă de Brawl Ball. Ia ziceți. Iau Mr. Piu sau Sandy? Că eu sunt primul. Aș lua Sandy. Sincer, dacă nu-i banat, cred că ar fi meta pe mapa asta, bine rău. Da, că a banat ăla. Da, mulțumesc. Ai același tip de meciul trecut, Enzo. Da, și Bibi era bună. Hai că da. Mulțumesc frumos. Hai că... Când am prins și eu mapă de Brawl Ball, fix singura mapă de astăzi. Ah, ok, nice, nice. Și-o te-am prins pe Synergy la mine în echipă. De la echipa adversă acum în echipa mea. Din nou, aceeași tactică, nu? Mister, de fapt, stai. Da, e bună Sandy și Jesse pe mijloc, dar și tu e bun. Și sprău tu că e cu pereți. Bun, 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 bun. Și Max-ul, dacă stau bine să mă gândesc. Dar și mie îmi place mai mult Sandy-ul. Shaibi cu Neuro. Să nu mă dărim, hashtag respecte pe bradere, mersi mult pentru donație, mersi pe Maxim. A luat Crow, wow. Vezi că așa suntem. Crow cu Edgar. Bine, ce de că Edgar ar fi o contra asupra mea, dar noi avem Jin Stu. Credeți că o să avem vreo emoție? Cât uși de mică? Și că puteți și facem 11 like-uri și facem 14k. Nu uitați de butonul de like. Credeți că avem vreo emoție? A fost greșeala din partea mea acolo. Parcă vezi că vă bat. E prea bun, mă, e prea bun stău. Bă, da, prostă, Naxul. Cine s-ar fi așteptat că-mi dă ăla, mă, și că spamează auto-aim așa? Am rupt pe că se poate de mult să-l bat.
Da, n-au stres, n-au stres, bro. Așa trebuie să fie și meci ăsta al doilea. Videul la muzică se potrivește cu viteza când ești pus tu. Bine, 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 bine. Vedeți mă băieți, asta e nasul la momentul de față pe jocul acesta. V-am zis de la bun început, băi batem, pentru că n-ai cum să alegi Edgar, Crouch și cu Roza, e logic. Și asta mi se pare super enervant, că sunt brawleri mult mai buni decât ceilalți și meciul ți se duce, chiar dacă nu sunt jucători extraordinar de buni, meciul ți se duce din start din cauza brawlerilor proști aleși. Prost aleși. Da. Asta e enervant, ia uite pandrile echipa adversă. Urban. Ok. A deschis deja PES-ul, da. Ia uite-l pe ăsta, uite ăsta vrea să ia bule, ești nebun? Dă-te că l-avem și pe Alex în echipă. Băi, ești nebun câți români? Măcar au luat Cole, da, Cole nu-i bună la bot. Ce ți-a dat din PES? Dă-i live-ul înapoi și o să vezi. Puteam să iau Amber-ul, dar n-aveam control asupra mijlocului. Aolo, Andrei nu joacă. Joacă-te, brother, Andrei. Sincer, ești noroc cu brother. Sincer, bă, noroc cu Andrei. Cât de bun este Max-ul, gen. De bun e Max-ul dacă ești încălzit. Are viteză, are tot ce trebuie, mi se pare. De asta se joacă foarte competitiv Max-ul. Păcat că nu a jucat acolo Andrei. Nu dă cum ți se pare Bell? Na, nu pot să zic prea multe, nu pot să zic prea multe. Mi se pare, nu știu, un caracter. Caracter care cred că o să devină foarte curând meta, cum a devenit Byron. Altceva chiar n-am ce să zic. Ce țeacă i-a dat.
Sparge peretele. Nu știu că erau șansele, mă, că cu Alex am prins de două ori. Da. Mai simult, Andrei, pentru meci. Totuși. Ai făcut viața amară, astora. Eu uite-l pe ăsta, ești nebun? Alex s-a mai jucat odată cu el și Amen avea 24.000 de 1 la 3-3, lol. O nouă mapă splendidă. Ia uite, m-am prins din nou cu Alex. Ce caterincă, băi, ești nebun. GG, brother, Andrei. Ban. Bă, sincer. Mi se pare toxic, tipul. E bine că am banat ăsta, Mr. Pio. Ce terminat. Not bad. Mamă, și din nou am prins cu Alex Nick. Bă, dă-o un col de treabă, cred că sunt la aceeași trofee, mă. E bine. Așa au făcut ăștia, mă, cred că foarte multe trofee, sincer. Așa cred că au făcut ăștia multe trofee. De ce alege, bă, Tic? Bă, căpcă unule. Gen, au jucat în continuu oameni care s-au cunoscut și știau să joace și le dau snipe. Și au putut să pușeze. Altfel, mi se pare la noroc ca să faci Mythic 2, de exemplu. Sincer, aș da un heal. Iau heal pentru că o ajut pe Bibi. Damage-ul nu știu în ce măsură, că e Mortis, Amber, Surge. So tired. Dar pune, mă, și tu super-ul ăla, mă, hai de viață, mă, sparge. Nice, Alex. Să schimb mesajul, oh, da, și mesajul din chat trebuie să-l schimb, nu-l schimb după aceea că am uitat. Dar cum jucau ai tăi, mă, mie că vă băteau și 3v2. Hai să iau mingea și efort și dau imediat, dar na, greu. El a luat Tic, frate, și a luat, făcut viața grea. Nu l-am pus eu să aleagă.
Tot de cu ea până în poartă. Aproximativ. Doamne, Piotorius! Ați cu bună dimineața? Piotorius, să mă piși pe tine de... de slăban. Ne face Mortis sub ne da, da, ne bate Mortis. Malte, dar nu te înțeleg un lucru. De ce nu ții brother 1v1 la Mortis? De ce nu ții 1v1 la Mortis și nu te duci pe el? Că vezi că ăsta e prost rău, Piotorul ăsta e prost rău, copilul ăsta e prost rău, n-ai ce să faci cu el. E prost rău de tot brother, dacă ești pe live ține 1v1 la Mortis, mă frate, mă ține Mortis-ul din scurt. Lasă-mă pe mine cu ceilalți. E prost rău copilul ăsta de Piotorus ăsta. Piotorus. Ne-a prins veriga slabă Mortis-ul, mă frate, ne-a prins veriga slabă. Până fac eu switch-ul, trinaj mechiria. Dă-i mă, futu-ți morții, mătii de tic! Futu-ți morții, mătii de copil! Doamne, stă și se uită, bă, ești nebun, stă lângă noi și se uită, ești nebun? Te-ți dai gol, Alexe. Hai, că dă gol. Aceeași prostie, aceeași prostie, bro. Aceeași prostie. Și ne-a rumeciu Piotorul ăsta, s-a arunc. Ne-a mâncat meciul ăsta Piotorul ăsta, să mă rămasă din. Și ne-a mâncat meciul copilașul ăsta. Dar s-a văzut că totuși avea ceva experiență. Meciul și nervii ne-a mâncat. Primii nervi de astăzi. Let's go! Cine e mă... cum s-ar spune, nu e mădălin fără să dea bullying la o persoană, ești nebun? Dar n-ai cum să nu te enervezi, n-ai cum, e imposibil, băi, e imposibil să nu te enervezi. Stai așa, pune mă aici.
Numărul 1 și încă numărăm. Nebunie, bă, nebunie. Putea să aleagă, deci gândiți-vă doar puțin, putea să aleagă orice altceva în afară de tic pe mapa asta. Orice altceva. Într-adevăr e nervant ticul, dar e și greu de jucat. E și greu de jucat, al naiba. O să banezi tu. Deci că e Miguel? No, mai rău ca Miguel. Mai rău ca Miguel nu există. Miguel a fost... Ce vorbești, cirea așa de pe tort? Colonelul Ruffs, bă, uite, a luat ăla Rico de Power 9, nu mi se cred. Și ăsta e Brock. Bă, ce e mintea voastră, mă? S-a terminat. S-a terminat și încheierea, bă. O să mă spargă Nita. Dacă îmi face Rico treabă. Era o idee să iau Bibi și alergam și Dana mai cu și Nita-o. Hai că face treabă, Rico. Bă, dă-o încolo de Nita, bă, frate, mă. Na, am ales prost Mr. Piu. Am ales super prost Mr. Piu. Trebuia Bibi toată ziua, bună ziua. Nice, Brock. Mi-era mult mai ușor dacă luam Bibi. Mersi. Dă-i mă Rico, mă!
Nice, bă, nice. Huh. Și gata, m-am făcut și Diamond 2. Vezi că am pușat mai bine decât pe contul mare la Diamond 2. Poate că e și sfârșit de sezon, apar n-am. 16.000 de trofee, Perico. Da. Măcar a dat-o bine, Brock. Da, ne-a așteptat de bine. Ne așteptau noi ceva mai prost. Da, am făcut opening-ul. Așteptam la ceva mai rău. Mi-a picat Sandy Fester Wolf. Fă live Petrovo la ora 8 de seară, o să facem live Petrovo. La 7 vine episodul, la ora 8 vom fi Petrovo live. Sorry. Mr. P pe viață, e prea toxic. Am luat și eu la obitul, bine, bine. Bine, rău de tot. Uite, vă las aici link-ul de la Trovo să dați un follow. Dar să știți că oricum am anunțat și pe episod că de la ora 8. Oricum nu-mi plăcea mult mapa asta de centrat. Bă, ce porcărie! Și manevră, mă, frate, fii atent, mă, că îți dă 100% gem drop. Chiar dacă iasă cineva. Dacă iese. Iasă, iese. În fine. Ți-e foame de Lego. Ziceți ce să iau. Deci, abonați tu, da? Iau Mr. Piu sau Sprout? Cred că iau Sprout. A, luat ăsta Sprout. Ce-mi cer ăștia disperați, iau Mr. Piu. Ia mă, colonelul Raps, nu fi prost. Că zice ăla. Da. Că e prostă înac. Jackie e bună, n-au. În meta actuală și în mapele care sunt, nu prea. E bună, Jackie, dar trebuie mape... Ok. Ce copil orfan, uite ce copil, bă, uite ce copil. Am văzut că ăla morții s-a și ieșit. Te căca pe tine. Deci copilul ăsta, Sings, când a văzut că a luat la Mortis, a fost ceva de genul ăsta. Ce-ai făcut? M-am călcat pe mine! Trebuie să mai dăm o dată. Ce-ai făcut? M-am călcat pe mine! Da. Așa a fost. Când am văzut că a luat la Mortis. Ce-ai făcut? Ai ales Mortis? Așa a ieșit. Ce bine au ales ăștia obitul și cu... Hai că ia și ăsta crău. Am vrut eu să iau obitul, ce drept. Antonio cu 5 o să altă problemă să-l ăsta de Discord. Dacă nu merge link-ul, dăm pământ pe Discord. Bă, ți-l las acum pe cea, dacă vor băieții să intre, uite, vă lasă-i Discord-ul. Salut. Dacă doriți să vă alăturați. Acesta este. Dacă nu merge link-ul, dar pe mea pe Discord, Antonio, serverul de Discord. Cred că va merge. A luat și banul ăla. De unde știți că a luat ban? Că poate prima batere, sau a doua, sau a treia, cine știe. Hai să vedem. Sincer, aș fi luat mai bine ăla de distanță. Dar și ăsta de heal cred că e ok. Mamă, ăla a luat Brock. Nice. Vă pasă?
E ok, e ok, bă, inteligent, a așteptat, bă, m-a spart peretele, inteligent. Inteligent și foarte smart. Era votat. Bă, fii atent ce noroc am la jucători astăzi, mă, frate, voi contul ăsta, mă, e posibil. Ce m-am chinuit pe contul mare, ferească-mă Dumnezeu. Bine, hai să nu exagerăm, că deja știu prea multe de jocul ăsta și oricând te poate arde. Dă-i, sparge peretele. Hai mă, n-ai gadgetul de spar peretele. Mamă, ce m-a blocat acolo în perete, vai și amar. Bă, n-are la gadgetul de spar peretele, de-o dălare. E prost că e dălare, ești nebun? Ce jucător slab. Doamne, ce jucător slab. El se duce să spargă tot peretele, mă, uite-te la el, mă, zici că e pe Minecraft. Zic că prima dată construiește și după aceea atacă. De fapt, el distruge. De ce spamați? Vrei să bag cușca? Am lăudat prea mult și pe coltul ăsta. Deci putea acolo să spargă prete, îți dau cu superul de mult gol. Mamă, nu prea m-am avut asasici, nu? Sau parcă, odată, bada cu Andrei am avut. Da. Burley, colonelul Ruffs, Sandy, Bibi, Stu. Chiar și Mr. P. Bibi banat, Rico banat. Bine, și Sproutul e toxic, dacă stau bine să mă gândesc. Alea colonelul Ruffs. Mr. P e ca meta? Nu pentru mult timp. Și o să vedeți de ce zic asta. Colt e la ei? A, acum e coltul la ei? A, la Mr. Pio. Nu la bălu, nu fi prost să iei lu, bă, băiatule, bă. Ia Max-ul. Sau Stu, e foarte bun Stu. Da. Ce spuneam? Mamă, e prost rău ăsta acolo. Ah,
singurul lucru ce poate să-l facă e de că la robot. Să-l băguiască cumva. Dar eu mă pe aia cu apă, să-l băguiască măcar. Da, e ok. Te și aude. Bravo, mă. A pus-o, pe roa. Aștia au o echipă bună. Au și echipă bună, au și combo. Ne-am dus. Dacă îi spar pereții astuia lui Burley, o să-l dezavantajez. Ne-am dus, bă, băieți. Eu când i-am zis astuia, gen, am zis ca să nu ia lui. El nu, că Batman bad. Ia și joacă cu lui. Pișata și în gură de sclav. Na, ce pot să fac? Ia și joacă cu lui, frate, ia și joacă cu lui. Ia și joacă cu lui, pișama și pe tine de sclav. A avut un super tomeciu, ești nebun? Asta este, ăsta e singurul lui super pe care l-a avut. E singurul lui super pe care l-a avut, ești nebun, tomeciu. Au, cel mai bun com, n-a ce să fac. Și Mr. P e o contra asupra mea. N-am perez ca să dau. Uite, deja au pierdut bătaia, bradere, păi sunt prea buni ăștia, măi, vorbe serios. Sunt prea buni ăștia la echipa adversă, n-am ce să ne fac. Ce să mă joc eu cu ăștia aici, nu? Am mai luat și boost-ul. E bun rău. E bun rău. Trebuie să aibă și nevoie și de boost. Dă-i mă pe turetă! N-am ce să
N-ai mă ce să faci, tu ești tu, bro. Deci, foarte slab copii. Foarte slab. Foarte, foarte, foarte slab. Brother, lasă-te de joc, ești nebun, e degeaba pentru tine jocul ăsta. Bă, le-a încercat cu imposibilul. Da. Mega slab copii. Da, combo bun, dar combo ca combo, n-are ce căutați, proctu, să fim serioși. Urăsc Sigiu, urăsc Sigiu când îți dă oameni slabi și nu aleg ce trebuie. Când n-ai ce, oricât ți-ai putea dori să faci ceva, nu poți. Uite-l pe Miguel. Bă, da, chiar, da, ia-l Miguel. Tu Sprout, Max. Păi de ce la Max dacă aveam eu o bit? Amber, ok, ok, colonel Raffs, ia-l. Că ești cas. Ia uite mă ce, bă, da, prost ești, bă, bă, da, prost sunt, bă. Ce l-a luat colonel Raffs, sigur. Ah, gine. Miguel, n-ai ce face? Hai să vedem jucător pro player la Miguel. La Miguelo. Da, bravo. Bravo. Ieri, băieți. Ieri. Tu n-aveai schimb pe obite contul secundar. Din cauza că tu este mult, mult prea bun, te amețește, te disperă, brother. Deci tu te disperă pe jocul ăsta la multe de față, te disperă tu. Tu cu Sprout, nu știu de ce am ales eu Sprout, obitul. Te exasperează, bro. Bă, da, și cum e și... Da, exact ce vă spuneam. Există posibilitatea de a lua tilde de la grav rău. Și cred că tildul grav acum este. Dar din simplu fapt că nu se mai aleg brawler, nu mai aleg brawler buni. Nu se mai aleg brawler bun, mă, frate, mă. Ce pot să-i fac eu la Sproutul ăsta? Morți, mătii Miguele, du-te pe Sprout, copil copac! Că ești contra asupra lui Sprout. Înțelegi ce vreau să zic?
N-am, el stă tot pe centru, ești nebun. El stă tot pe centru, mă, uite-te-le, uite-te-le. Se duce, ia gemurile și le stachează și le duce lui Jin. N-am ce să faci, e GG well played. E GG well played, da. Hai să mă dau bătut, ești nebun, n-am ce să fac. Și culmea este că și obitul l-am ales splendid. Și lagul lag fix acum. Hai mă, că s-a trezit și ăsta să joace, ești nebun. Da! Imposibil. Imposibil. Bă, dar uite ce e, uite ce incorectitudine, mă, frate, mă. Mi l-a dat pe ăsta pe Paulo. Du-te, mă, Paulo, mă, mâncam-i cioaca de prost. Și uite ăsta a avut, Miguel a avut și el. Bă, ce... Bă, cum să ai atâtea trofee și să fii atât de prost încât tu să iei Sandy loc de colonel Ruffs? Nu știu, nu pot să-mi imaginez. Cum poți să ai Mythic și tu în loc de colonel Ruffs tu să alegi Sandy? Nu pot să-mi imaginez. Deci chiar nu pot să-mi imaginez. Cât de prost să fii și să ai trofee degeaba aici, nebun. Trofee degeaba. Da, am avea Mythic 1, mă, la solo, mă, și omul nu juca nimic. Nici măcar nu știa să jucă pe sproctul ăla, mi-l lăsa mie. O să mai dau câteva meciuri, că oricum nu vreau să mă duc la Diamond 3 pe contul ăsta, că o să-mi ia mult timp. Și iară presim că-i titul ăla nasol rău. De ce merge un copil la biserică să poată spune părinte? Oamenii joacă poate de distracție. Cine mai joacă brother bro ăsta sunt 2K21 de distracție, mai ales la trofee mari. Sau la Power League, la rank mare. Hai că avem mid control. Numărul 1 pe glume. Cel puțin. Ai făcut greșeală că ai luat Sandy? No, din contră, Sandy e bună pe mapa asta. Bun, de fapt. Da, uite-l pe Alex din nou, da, am văzut. Mamă, ce hit mi-a dat! Oh my goodness! A rupt auto-aimul ăla. Au copiii aia. Amazing.
Bă, dă-l încolo, dă-o încolo de mină, bă, frate, bă, unde a pus ăsta minele, nu vine să cred. Nu sunt un lil caz, o să citesc imediat. Bine, cred că este vorba de promovare. Stai așa, stai așa, că e 1-0. Prune, ne ducem prea agresiv. Promovare aici pe piesa Viața Mea. Păi nu mi-ai lăsat link-ul, bro. Trebuie să-mi lași link-ul dacă vrei să fac promovare. Mențim-o de tot pentru alții. Dom'le, ce lag! Mă, GG, o să fie meciul lor. Waterloo ăla nu știe decât să-mi dea value, brother, numai value știe să dea. Mai value pe superul lui Cole știe să dea. Un super nu știe să dea și ăsta. În sfârșit. Mă, sfârșit. Noroc are cățelul ăsta. Javra asta. Bă, ce noroc poate să aibă copilul ăla, bă. Bravo, mă ales. Bă, ce noroc poate să aibă copilașul ăla, ce noroc a putut să aibă. Cu hiturile lui din auto-aim. Câine, prost. Dar erau și ăștia, destul de bunicei. Cățelul toxic. Ia să vedem că a lăsat link-ul. Mersi mult pentru curație, Lil Tazu, ia să vedem. 21 se numește piesa. Mă, dar vezi că are Verify, canal oficial de artist. Când mi-a băgat reclamă cu Hochland. Vezi că o dă bine pe beat.
Caută li... Nu, gata, am găsit, gata, acum las. Uite, vă lasă aici link-ul de la piesă, dacă doriți să-l ajutăm și pe el cu un like și subscribe la piesă. De că am dat și aici butonul de like și de subscribe. Vă lasă aici link-ul. Dați o părere despre, până îmi caută meci, dați o părere despre această piesă. Cum credeți că este? Ce părere de telefon S20 Plus? Apex Sign Hunt Technology, te rog, spune-mi ce m-ai întrebat acolo, Andrei, că nu înțeleg. Cred că asta este ultimul meci. Mai ales că este Brawl Ball, ce îmi place mie. Voi banați tu. Lasă aici linkul de la piesa. Că nu mai pot, gen, sunt rupt în gură și mai trebuie să mai încarc și episodul. Pentru diseară să mai și dite și thumbnail. Uite, l-a luat Lu. E fain beat-ul. Nu, ultimul match. Ba da, că gen o să facem live și de seara la ora 8 pe Trovo. Nu e ca și cum trebuie să ne agităm prea tare pe live-ul ăsta. Ce-a luat la Senia? Ediara Max. Este Mr. Piu banat? M-am pupat pe căciulă. Ai Bibi care o să fie nasoală, dar trebuie să fie unul pe mijloc neapărat. Dacă știi să iniți pe margine. Hai că nici n-am pus ca prostovano. Să dă bine. Ce problemă, o să mai dau link-ul după aceea dacă e nevoie. Dă-te, mama mătii! De jucător. Trebuie să fii dat cu super acolo! Sunt rupt de obosit, nu mai pot. Ai dat super acolo, bro, nu m-am uitat la Bibi.
Deci? Posibil greșeala mea din cauza superului, dar și ăsta, gen, Nita, în loc să se ducă pe Bibi. Cât pe aici, my friend. Jean Michel ăla, Jean Michel de la noi nu mișcă nimic, ești nebun. Da, nu mai spama, brother, că-ți dau bloc. Nimic, bă, nu joacă ăla, bă, mâncați-și gura ta la Sandy-ul ăla. Da, e GG. Dintr-un noroc au câștigat aici. Dintr-un noroc că am pus-o pe retarcul prost. Bă, dar nimic, bă, să nu joace nimic ăștia, mă, frate, mă. Bă, nimic, bă, nimic, deloc nimic, nimic. Bă, nimic, mă, frate, bă, nimic să se joace, ești nebun la cap, las-o în sânge, joacă-te, bă, Eddie, joacă-te pe bune, brodere. Știi tu cât de slab e Sandy-ul, bă, cât de slab poate fi Sandy-ul. Da, păcat că s-a dat Eddie bătut. Du-te, bă, Jean Michel, și spânzură-te. A trecut hit-ul de la Spro prin Bibi. Da, logic, în pana mea. Nici că mă așteptam la altceva. 18.000 trofei. Cât are Eddie? 33k. Nici nu mă așteptam la altceva. Da, vă mai las aici link-ul de la piesă. Mare parte, mersi, Vere, te pup. Nicio problemă, nicio problemă. Uite, vă mai las aici link-ul de la piesă dacă doriți să o ascultați și să-l ajutăm cu like și un subscribe. Cam asta a fost și live-ul de astăzi de pe YouTube. Ne vedem la ora 7 cu episod pe canal. Iar la ora 8 o să ne vedem din nou pe Trovo, dar să vedem. În mare parte, pă, sincer, am văzut că este 59 pe... și pe Clash Royale. Poate băgăm și niște Clash... să vedem. Și poate o să continui aici să fac Diamond 3 pe contul ăsta. N-ar fi rău. Mamă, vine și Sekine. Sekine, brother, suntem pe final. Ai venit la limită. La limită ai venit. Poți face și mie un writer rock. Uite, vă las aici, linkul este cu 5M. Are 106 abonați și 0 persoane pe live. Dacă doriți, uite, dacă puteți și n-aveți ce face, vă las aici pe live-ul lui.
Da, puteți să rămâneți aici pe live-ul lui, să facem ora puternic cu respect sau ce doriți voi. În fine, deci ne vedem la ora 7 cu episod. Dați refresh pe canal, o să pun și pe TikTok dacă nu-i problemă. Dați refresh pe canal la ora 7. Iar la ora 8, direct cu live pe Trovo. Vă las aici link-ul dacă doriți să vă alăturați. Da. O seară în continuare vă doresc. O zi minunată vă doresc în continuare și ne vedem diseară. Ne vedem peste câteva ore, ești nebun, adică e ca și cum mai sunt doar câteva ore. Salutare tuturor, pa, pa! La 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 la.